Toate produsele românești de pe rafturile magazinelor vor avea prețul plafonat. Măsura e inclusă într-un act normativ inițiat de Ministerul Agriculturii. Într-o intervenție la B1 TV, ministrul Florin Barbu a declarat că proiectul legislativ ar putea fi aprobat într-o lună. Totodată, Ministerul Agriculturii propune amenzi pentru comercianții care scot de pe rafturi produsele alimentare românești mai ieftine în favoarea celor aduse din import. Cuantumul amenzilor poate să ajungă până la 5% din cifra de afacere a comerciantului. Se vede clar o scădere între 8 și 32% la alimentele care au avut plafonare la adaos comercial. O să vă dau un exemplu, că atunci când am luat decizia și am băgat magiunul în plafonarea adaosului comercial, magiunul avea un adaos comercial practicat de 70-80%, în momentul de față are un adaos limitat de 20%, iar prețul la raft a scăzut foarte mult. Ministrul Agriculturii Florin Barbu a explicat că măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a dus la scăderi de prețuri la raft între 8 și 32% în prima etapă. În acest context, autoritățile vor acum să extindă măsura plafonării astfel încât toate produsele care sunt procesate în România să aibă un adaos comercial de 20%. Actul normativ este aproape finalizat, anunță ministrul Florin Barbu, care spune că vor fi introduse și amenzi care merg până la 5% din cifra de afaceri pentru comercianții care nu se conformează. Actul este aproape finalizat. Pe data de 11 avem primele întâlniri cu procesatorii, pe 12 cu retailerii, urmând apoi să vin cu acest ordonanță care va fi proiect de lege în Parlamentul României. În maxim o lună de zile acest proiect poate fi aprobat. Toți retailerii din România trebuie să facă listare de produse și în cazul în care producătorii și procesatorii români listează anumite produse și sunt mai ieftine decât cele care sunt listate de import și producătorii sunt delistați cu aceste produse, se dă o sancțiune de 5% de cifra de afaceri.